Salutare, prieteni! Astăzi vom descoperi împreună care sunt cele mai bune boilere electrice disponibile pe piață. Dacă v-ați întrebat vreodată care este secretul unui duș perfect, ați ajuns în locul potrivit. Vom analiza caracteristicile, performanțele și avantajele celor mai bune boilere electrice pentru a vă face alegerea mai ușoară. Așadar, dacă sunteți în căutarea unei soluții eficiente pentru încălzirea apei, vizionați clipul în continuare și haideți să aflăm împreună cea mai bună soluție pentru nevoile voastre. Dacă vă doriți un boiler electric dotat cu funcții și caracteristici performante, atunci credem că modelul de pe locul 1 Ariston Pro 1 Eco, care are capacitatea de 80 litri, poate fi soluția ideală pentru orice locuință. Primele lucruri care ies în evidență sunt următoarele. Numărul impresionant de recenzii pozitive venite din partea utilizatorilor, fapt ce face ca acest aparat să fie un bestseller. De asemenea, mai iese în evidență și puterea de 1800W care îl ajută să funcționeze într-un mod optim și să asigure apă caldă conform așteptărilor. Pe de altă parte, funcția EcoEvo și rezervorul cu titan sunt doar câteva dintre specificațiile care îl fac atât de apreciat. Ținem să precizăm faptul că acest produs este fabricat în Italia și are încorporate diverse funcții inteligente care îl fac să funcționeze la parametri optimi și să beneficiați, în plus, de un consum energetic redus. Caracteristicile care contribuie la obținerea unor performanțe de top ar mai fi funcția Water Plus și T-Max, durabilitatea asigurată în special de tehnologia Titan Shield, sistemul de siguranță eficient care este obligatoriu în cazul unor asemenea boilere electrice și ecranul smart cu design plăcut și ușor de utilizat. Dacă vreți să aflați mai multe detalii despre alte caracteristici și ce preț are, vă invităm să vedeți linkul din descrierea videoclipului. Continuăm topul nostru cu boilerul electric de pe locul 2 și anume modelul TCB Light de 50 litri, care, la rândul lui, este unul dintre cele mai populare aparate de acest tip. Printre specificațiile tehnice care îl fac atât de iubit, le amintim pe cele mai importante și anume puterea de 2000W, capacitatea de 50 litri care este una acceptabilă pentru nevoile celor mai mulți utilizatori, termostatul reglabil și faptul că are protecție anti-îngheț. Credem că acest boiler beneficiază de un raport calitate-preț foarte bun, deoarece este durabil, fiabil și chiar accesibil pentru oricine își dorește să-l instaleze în casă. Ținem să vă mai prezentăm câteva detalii utile pe care e bine să le știți înainte de achiziționarea unui asemenea produs și anume. Din câte am observat, acest model TCB Light are capacitatea de 50 litri, însă dacă preferați capacități mai mari, menționăm faptul că mai sunt pe piață și modele de 80, 100, 120 și chiar până la 150 litri. În acest fel veți putea alege aparatul care să corespundă nevoilor dumneavoastră. Acest tip de boiler electric este cu acumulare, fără serpentine, se montează vertical pe perete bineînțeles, are panou de comandă mecanic și o greutate de doar 16,7 kg. Dacă vreți să aflați mai multe detalii despre alte caracteristici și ce preț are, vă invităm să vedeți linkul din descrierea videoclipului. Pe locul 3 am ales încă un boiler de la Ariston și anume modelul Lidos Eco 50, care are, așa cum se poate observa și după denumire, capacitatea de 50 litri, însă mai există variante atât de 80 cât și de 100 litri în funcție de nevoile fiecăruia. Dacă ne uităm la design, se observă cu ușurință faptul că este conceput în stil italian și acest boiler Ariston, la rândul lui, fiind fabricat în Italia. Credem că este ideal pentru cei care preferă să facă dușuri confortabile cu apă caldă, în cele mai bune condiții de siguranță, performanță și durabilitate. Am dorit să vorbim acum de câteva dintre cele mai importante funcții inteligente ale acestui boiler, cum ar fi funcția EcoEvo, prin intermediul căreia poate asigura o economie de energie de până la 14% în condițiile în care are capacitatea de a furniza apă caldă atunci când ai nevoie. De asemenea, trebuie să vorbim și despre tehnologia Water Plus, care are rolul de a pune la dispoziția utilizatorului cu până la 16% mai multă apă caldă disponibilă.
Acest lucru este posibil prin faptul că reușește să mențină apa rece în partea inferioară a rezervorului, astfel încât să diminueze amestecarea acesteia cu apa caldă care s-a acumulat. Nu putem să nu vorbim despre funcțiile T-Max și duș pregătit, datorită cărora boilerul Ariston Lee Doseco are capacitatea de a asigura rapid cantitatea de apă caldă care este necesară pentru primul duș, dar și de a afișa pe ecranul digital numărul de dușuri pe care le aveți la dispoziție. Ar mai fi multe de spus despre acest boiler electric, însă, dacă vreți să aflați mai multe detalii despre alte caracteristici și ce preț are, vă invităm să vedeți linkul din descrierea videoclipului. Ne-am gândit să adăugăm în acest top și un boiler termoelectric cu serpentină și anume modelul TCB Light de 80 litri. Datorită efectului piston, acesta are capacitatea de a diminua amestecul dintre apa rece și cea caldă, reușind astfel să asigure o cantitate cu până la 15% mai mare de apă caldă. În același timp asigură reducerea cu până la 16% a pierderii termice, având în vedere că este înlăturată puntea termică dintre rezervor și sistemul de prindere pe perete. Ar mai fi de menționat rapid următoarele caracteristici de bază. Existența unui termostat reglabil cu ajutorul căruia se poate regla temperatura apei. De asemenea, serpentina din dotare asigură funcționarea acestui sistem de producere a apei calde într-un mod economic, eficient și sigur. Dacă vreți să aflați mai multe detalii despre alte caracteristici și ce preț are, vă invităm să vedeți linkul din descrierea videoclipului. Continuăm topul nostru cu încă un model de la Ariston și anume Lee Dos Plus de 80 litri. Acesta se aseamănă ca și funcții și caracteristici cu cel de pe locul 3, care este tot Ariston Lee Dos, însă beneficiază de o capacitate mai mare. Amintim totuși, rapid, cele mai importante detalii tehnice pe care trebuie să le luați în considerare înainte de achiziție și anume. Are încorporată funcția de programare săptămânală, generează o putere de 1800W și are un consum de energie redus, făcând parte din clasa B de eficiență energetică. Cele mai utile funcții și tehnologii sunt următoarele, tehnologia Water Plus, funcția Eco Evo și tehnologia Titan Shield. Putem spune că asigură confortul necesar celor care își doresc în special să aibă parte de programare săptămânală, afișarea de dușuri disponibile, ecran cu afișaj digital, modul de vacanță și sistem de siguranță eficient. Dacă vreți să aflați mai multe detalii despre alte caracteristici și ce preț are, vă invităm să vedeți linkul din descrierea videoclipului. Cei care își doresc o capacitate și mai mare, le recomandăm boilerul electric TCB Light de 100 litri, care se aseamănă ca și specificații cu cel de pe locul 2, care are o capacitate mai mică. Raportul calitate-preț este printre cele mai bune, fiind foarte accesibil pentru majoritatea utilizatorilor care își doresc un astfel de aparat. Vom prezenta succint cele mai importante funcții și detalii tehnice pe care acest boiler de la TESI le are încorporate și le pune la dispoziția celor care îl folosesc zi de zi. Acesta este un boiler electric cu acumulare, care se montează pe perete în poziție verticală și este destinat pentru utilizare rezidențială. Panoul de comandă este mecanic, are clasa C de eficiență energetică și funcționează fără serpentine. Principalele tehnologii și funcții cu care vine echipat sunt următoarele. Termostatul reglabil, supapa de siguranță, protecția anti-îngheț, tehnologia Crystaltec și funcția piston efect care poate asigura cu până la 15% mai multă apă caldă. Dacă vreți să aflați mai multe detalii despre alte caracteristici și ce preț are, vă invităm să vedeți linkul din descrierea videoclipului. Pe locul 7 am ales boilerul electric TCB Light Slim de 50 litri care, pe lângă finisajele plăcute ca design, este și fiabil, rezistent, încălzește rapid, este silențios și vă oferă mai multe trepte pentru reglarea temperaturii. La fel ca și în cazul celorlalte boilere marca TESI, acest model Slim mai oferă funcția piston efect care mărește necesarul de apă caldă și mai poate salva o bună parte din energia de încălzire, datorită faptului că s-a eliminat puntea termică dintre corpul boilerului și sistemul de prindere pe perete în poziție verticală. Și în cazul acestui aparat sunt prezente următoarele elemente de bază.
Supapa de siguranță, protecția anti-îngheț, panoul Bilight și faptul că are o greutate de numai 16,7 kg care permite o instalare ușoară și rapidă. Dacă vreți să aflați mai multe detalii despre alte caracteristici și ce preț are, vă invităm să vedeți linkul din descrierea videoclipului.